Da, e adevărat. Pe lângă insolvența a venit și un virus care, din păcate, văd că afectează mai mulți jucători și timpul este foarte scurt până la partidă. Avem, cred că, 7-8 jucători care sunt răciți. Unii dintre ei chiar sunt la pat. N-au venit nici măcar n-am putut să-i văd un pic. I-am lăsat acasă. Sperăm ca doctorul să reușească în cel mai scurt timp să-i pună pe picioare și putem să-i avem la joc. Momentan, dacă asta ar fi fost jocul, cred că eram într-o situație penibilă de a nu putea folosi, cred că, nici 11 jucători. Dar se întâmplă așa când vine iarna, apar și astfel de probleme, apar astfel de viroze. Repet încă o dată, sper ca doctorul să reușească, staful medical să reușească până la ora jocului să-i pună pe picioare și îmi dau seama că întâlnim una cele mai în formă echipe din Liga 1 momentan. O echipă care, surprinzător pentru unii, a reușit să ajungă în vârful ierarhiei. Hai să spunem că noi în tur am făcut un meci foarte bun la ei și am câștigat, cred că fără drept de apel. A fost o victorie absolut meritată și cu un joc extrem de solid. Acum datele problemei sunt cu totul diferite. Ei și-au revenit și au 11 sau 12 meciuri fără înfrângere. S-au cocoțat sus în clasament. Bravo lor, felicitări pentru tot ce au făcut în această perioadă. Noi suntem în picaj puțin, știți din ce motive, dar eu sper ca la ora jocului, dacă am lotul actual, așa cu problemele care sunt, dacă l-am valid, sunt convins că putem să scoatem un rezultat bun. Și la fel ca și noi, sunt în insolvență și se plâng de faptul că de vreo 4-5 luni și-au mai luat banii. Acum vreo săptămână erau 2-3 luni, acum s-a ajuns la 4-5 luni. Chiar n-aș vrea să comentez pentru că nu cunosc detalii vis-a-vis de situația lor. Cert este că la ei n-a dezertat nimeni, n-a plecat nimeni, au lotul complet, așa că jocul lor este unul solid. Nu vreau să comentez pentru că nu sunt de cunoștință de cauză vis-a-vis de situația lor financiară și sunt de apreciat pentru rezultatele pe care le obțin în ultima perioadă și ăsta e cel mai important lucru pentru ei. Pentru mine cel mai important lucru este să-i refac pe jucători din punct de vedere fizic până la ora jocului și bineînțeles să încercăm să adunăm puncte pe care putem să le adunăm fără niciun fel de probleme, chiar dacă o întâlnim una din cele mai în formă echipe din Liga 1. Eu încă nu cred. Am încredere în acea declarație al domnului Condescu, care a spus că nu este posibil. Chiar le-am și spus jucătorilor, nu vă mai gândiți la astfel de lucruri, pentru că n-are rost să te gândești atâta timp cât decizia nu este definitivă. Până la urmă sunt doar niște speculații, nu e nimic oficial. Dacă ar fi fost ceva oficial, era cu totul și cu totul altceva. E frustrant așa să simți că ți se fură și anumite sau ți se iau și anumite sau știu, ți iau câteva puncte. Pentru că sunt puncte câștigate în teren, asta nu e vorba numai de noi, e vorba și de celelalte echipe. Atâta timp cât le-ai câștigat în teren, e normal să le păstrezi, dar dacă regula jocului asta e, va trebui să ne adaptăm și noi. Dar nu vreau să comentez prea mult pentru că nu e ceva oficial. Dacă mă uitam în clasa mea și vedeam cu 3 puncte mai puțin, atunci poate eram mult mai supărat. Așa, încă sper că totul se va rezolva. Eu sunt omul care speră. Bineînțeles, trebuie să ai idealuri de genul ăsta și să crești și miracole, că se pot întâmpla și lucrurile de genul ăsta. Nu trebuie să vină cu sacul cu bani. Moșul ar trebui să vină cu niște legi care să permită țării asta să aibă grijă și de sport în general. Nu trebuie să ne gândim doar că vine cu sacul de bani, îl iei, îl cheltui într-un an de zile și după aia ce faci? Da. Toată lumea se gândește, gata, dă-mi astăzi bani și mâine
sau cheltuie astăzi și mâine ce fac. Nu, hai să dăm niște legi. Să vină moșul cu un statut clar, mă refer la sport în general, dacă e darnic, să-l ducă mai sus acolo unde să aprobă și ai noștri conducători, dacă sunt corecți, ar trebui să-l aprobe și să-l punem în practică. Asta e cel mai important și cel mai frumos cadou pe care ar putea să-l dea moș. Te-ai sportul de Crăciun sau te de pe listă? Apropo de situația financiară. Fiecare din noi care are posibilitatea o să-l taie, care nu. Se uită la televizor, sunt multe emisiuni cu tăiatul porcului. Se pot întâmpla multe lucruri. Te uiți, înghiți în sec, te vezi, păi, te uiți virtual la tăiatul porcului și cu asta basta. Cine are, îl taie, da? Să sperăm că vom găsi resurse să tăiem și un purceluș dacă e nevoie. Iașu se gândește să facă o cantină socială pentru jucători, este având probleme financiare. Credeți că și la Pandurii se poate ajunge la varianta asta? Nu. Noi avem deocamdată posibilitatea să servim masa la prânz în condiții decente. Noi sperăm ca lucrurile să nu ajungă până acolo. Să nu ajungă situația ca niște sportivi de performanță să stea la împinge tava. Am mai spus-o și altă dată, n-aș vrea să devin ridicol, repetând aceleași lucruri. Dacă nu se vor crea niște, sau nu se va crea un cadru legal în care sportul de performanță să fie susținut, atunci este clar că ne ducem mai în jos decât suntem și este destul de greu să crezi că poți să ajungi mai jos decât ești acum. Dar din păcate cred că acolo se va ajunge. Ne uităm în stânga aici, vedem cum se construiește, bat ciocanele, se lucrează la stadion, la sala sportului și așa mai departe. Și mă întreb, pentru ce? Pentru muzeu? O să devină o atracție ca și Poarta Sărutului, Coloana Infinitului și așa mai departe, Masa Tăcerii. Se va așeza tăcerea și la sport, din păcate. Dacă nu se gândesc la lucrul ăsta, înseamnă că ne merităm soartă. Va fi stadionul Tăcerii? E posibil în loc de Masa Tăcerii, dar și așa oricum e la o aruncătură de băț, o să fie stadionul Tăcerii. Dar trebuie să fim optimiști până la capăt, așa cum am fost de la începutul acestui campionat. Am fost poate cel mai optimist dintre toți și ar fi culmea acum să renunț la mai fi la fel până la când mai sunt, nu știu, 10 zile. Nu. Câtă răbdare mai aveți? Sunt puternic. Am. Are o limită și răbdarea asta. Am răbdare. Și nu costă nici bani. Deci am, deocamdată am. Vom vedea la final. E mai mare miza meciului cu Gazul în condiția în care și riscă de punctarea cu 3 puncte? Da, nu ne mai interesează de celelalte echipe. Nu vreau să comentez despre celelalte echipe. Au suficient de multe. Le-au câștigat în teren, ar trebui să le păstreze. Ca și noi, de altfel, am spus de la început că mi se pare anormal punctele câștigate în teren să fie luate din diverse motive. Dar ca să nu se mai ajungă acolo, atâta timp cât ai niște bani din drepturile TV, repet, ar trebui să se facă de sus, de la federație, de la ligă, banii din drepturile TV să fie opriți pentru a plăti arbitraje, jucători, antrenori și restul să se descurce. Conducătorii să facă rost de bani pentru deplasări, pentru celelalte cheltuieli curente. Nu o să mai vedeți nici memorii depuse, nu o să mai fie nici depunctări, nu o să mai fie nici acel așa, du-te vino de jucători, ai în vară încă 10, ai în iarnă încă 10 și așa mai departe, pentru că dacă faci lucrul ăsta, o să trebuiască să-i plătești și nu o să ajungă banii. Dacă nu se face chestia asta, vom merge coborând pe pantă până la nivelul Zanzibar și
insula Capului Verde. Îmi dau și eu niște exemple. Nu știu ce se va întâmpla. Mi se pare normal. Ai niște drepturi. Îți faci bugetul. Te încadrezi în el. Și nu mai sunt probleme de genul ăsta. De depunctări, de... Atâta timp cât ești plătit direct de acolo. Se întâmplă în multe țări lucrul ăsta. La noi, din păcate, nu prea se acceptă. De ce? Chiar nu știu. Sau poate intuiesc, dar mi-e greu să mă exprim. Media și-a pierdut prima dată contrabandurilor. Acum, că ar fi o surpriză mare să-i învinge din nou, să punem capăt serii acestei de victorii pe linie, rezultate pozitive. Orice se poate întâmpla. Orice se poate întâmpla. Și chiar am auzit o declarație a cuiva care spunea că oricine poate pierde sau câștiga cu oricine. E adevărat că ei sunt pe val, e clar, dar suntem o echipă totuși care putem să câștigăm absolut oricine. Dacă eram puțin mai atenți, nu știu dacă n-aveam atât de multe improvizații, mai ales în linia de apărare, și la asta puteam să scoatem un rezultat. Dar deja e istorie. Ne gândim la viitor. Mă gândesc cum să ajung la tratamente Băbești. Dacă nu reușește staful medical să-i refacă pe jucători, cred că o să le dau înainte de joc o țuică fiartă cu piper și poate le trece febra și o dăm cu gazul. Ce să facem? Asta e situația. Și frecția cu gaz e bună, dar de ce nu? Era să urât gazul. În general. O să vedem ce se întâmplă. V-ați gândit și la perioada ce urmează după acest final de sezon, vară, toamnă, iarnă, pentru că campionatul începe foarte repede. Știu. 3-4 februarie e deja pe prima etapă, aveți timp. Reunirea este pe data de 7, parcă dacă nu mă înșel eu, sau 7 sau 8, rețin exact, 7 sau 8, programul stabilit în cap dacă lucrurile se vor rezolva, câteva zile aici cu vizită medicală și o reacomodare după o perioadă scurtă de pauză, plecăm într-un cantonament. Acum o să vedem unde, în Spania, în Turcia, la Drăgoien, la Bălești, nu știu. O să vedem lucrul ăsta, dar sunt convins că se vor găsi resurse dacă lucrurile se vor îndrepta și te întorci cu o săptămână înainte de a începe campionatul și cu asta basta. Deci nu asta este problema. Problema este să rezolve celelalte lucruri care sunt de rezolvat. Stabilitate. Normal. De transferuri. De ce jucători? Eu n-aș vrea niciun transfer. Aș vrea să rămână toți jucătorii pe care am avut. Aș vrea să am continuitate și cu ei. Să nu plece niciunul. Și nici nu cer niciunul. V-ați mulțumit cu lotul actual? Da, m-aș mulțumi. Și sunt convins că n-am retrogradat. Dar nu știu dacă se poate lucrul ăsta. Cine știe dacă va fi, hai să spunem, un jucător, maxim doi. Și cu asta basta. Dar putem să-i ținem pe ei? Asta este problema, nu putem să-i ținem. Atunci așteptăm să vedem ce decizie se va lua la sfârșitul lunii decembrie și după aia poți să spui despre un proiect sau despre un plan de viitor, în viitorul apropiat. Până atunci, vorba aia, vorbe. O să jucați la Motru, apropo de stadionul Tăceri și de Este București. Posibil să se joace și la Motru dacă va fi timp pentru a-l cosmetiza cât de cât și ai putea să joci acolo, niciun fel de problemă. Nu asta este problema principală. Da, sunt convins că vor fi mai mulți. În loc de 40, poate o să fie 400, poate să fie 2000. E și distanța mai mică între Târgu Jiu și poate o să vină și mai mulți suporteri. Poate sunt și localnici care sunt avizi de a vedea meciul Liga 1 și s-ar putea să fie mult mai mulți. Deci ar fi un avantaj. Depinde ce vor hotărâ conducătorii, ce posibilități vor avea ca să-l cosmetizeze, că este clar că va trebui aranjat un pic ca să ai condiții de Liga 1, că nu o să-ți ofere aprobarea de a juca dacă nu sunt condiții normale, optime.
Dar dacă lucrul ăsta se poate rezolva, înseamnă că lucrurile se vor îndrepta și va fi bine. Deci trebuie să sperăm. Asta e. Sperăm. Să fim optimiști.